Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou videoclip din seria noastră de Minecraft, unde astăzi vom supraviețui pe un singur chunk. Așa că, oameni buni, dacă vreți episoade de Minecraft în continuare, nu uitați să vă abonați acolo, să activați clopoțelul, să băgați un like nebun aici la videoclipul ăsta super șmecher, să facem peste 5000 de like-uri. Și probabil vă întrebați, Baiselen, cum ai tu de când să supraviețuiești pe un chunk și ce înseamnă mai exact un chunk? Ei bine, un chunk practic este atât. După când ați observa, cam atât înseamnă un chunk, practic un pătrățoi de ăsta mare de pământ, unde eu practic va trebui să fac un survival și să supraviețuiesc. Desigur, avem chunk de gres, avem chunk de end și avem și chunk de nether. Și dacă vă place această serie, vom continua în mai multe episoade practic această serie, în care o să explorăm și chunk-ul secret de end și chunk-ul secret de nether. Așa că hai să-i dăm drumul la survival să vedem, bă, cum putem noi să supraviețim într-un chunk. Adică, bă, dacă chiar aveți încredere în mine, băgați un like la clipul ăsta și dacă o să vă placă, desigur o să faceți și partea a doua. Adică, sigur, dacă o să vă placă acest videoclip. Eu chiar sunt foarte curios cum o să reușesc să supraviețuiesc, frate, gen, sunt foarte curios efectiv ce putem găsi în acest chunk. M-aș putea uita cu spectatorul, dar asta cred că ar fi trișare. Sau ar fi trișare să ne uităm oare să vedem ce avem sub, să vedem ce ne așteaptă. Mă, n-o muri nimeni acum dacă ne uităm. Oh my god, cum arată chunk-ul ăsta aici, nebun. Deci asta înseamnă un chunk, oameni buni, după cum puteți observa. Acolo sunt diamante, what the fuck. Oh, mamă, nu trebuia să văd aia. Ok, deci cam așa arată un chunk, oameni buni. Iar aici o să ne jucăm noi, aici o să explorăm și aici o să încercăm să supraviețuim. Bă, după ce tot după ce am văzut, nu știu, parcă generator de cable, villager. Nice, și avem și pătuți. Bă, vezi că e mișto harta asta. Chiar a meritat cei 5 lei pe care i-am dat pe această hartă. Adică trebuie să recunosc că e chiar mișto. Ok, hai să ne facem generator undeva pe... cred că ne merge undeva pe aici generatorul. Ok, mom. Sper să mai știu să-l fac, actually. Sper să-mi dau fail-ul gigantic. Ia, stai, actually știu mai bine cum să fac. Nu așa, invers dacă se poate. Aha, și facem așa. Aia zic, tată, ești nebun, asta vreau să văd. Bun, hai să vedem, avem două sapling-uri, pentru că trebuie să plantăm și niște copăcei, gen. Adică trebuie să băgăm aici la plantație un copac și mai băgăm unul acolo. Măgari, avem măgari, ești nebun, deci îmi place arta asta că avem măgari. Ok, hai să ne băgăm la o sesiune de minat puțin, să luăm puțin cabăl. Ia să vedem cam cât de bine ne mișcăm cu generatorul ăsta. Vezi că e decent generatorul ăsta. Vreau să mergem să explorăm și vreau să găsim diamante în acest prim episod. Nu știu de ce mi-am aruncat pickaxe-ul. Bă, da, merge cam greu. Ceanu, frate, generatorul ăsta, nu știu ce să zic. Adică 10 bucăți de-abia. Hai că e bine, adică dacă e nimic, ești nebun, nu rupem. Hai să facem un pickaxe neapărat. Ne facem și o stăbiuță, bam, bam, bam. Și fii atent, facem așa. Păjunule, păjunule, aia zic. Bun, aici e căsuța noastră umilă, ostilă, frumos, aia zic. Hai să luăm și noi sugar cane-ul ăsta, bă. Să spuneți în comentarii dacă vă place, frate, supraviețuirea într-un chunk și dacă ați încercat și voi. Nu știu, mie mi se pare un challenge destule. Bă, ești nebun. Fii atent ce life hack. Da, nu, hai că decât să folosesc apa asta, mai bine fac altceva, fii atent. Sau, actually, este așa. Fii atent că nu se supăr nimeni dacă iau și un bloc de apă. Fii atent, fii atent să vezi ce schemă fac. Mamă, dar nu știu dacă am voie, fii atent. Ok. Bă, ilegal ce fac eu aici, ești nebun. Dar vezi că e creier, gen, vezi că e inteligentă schema asta. Dar singura problemă e până sparg eu aici un bloc. Haide, 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 tătis. De fapt, ia stai mă așa. Opa. Hai, tătis, bine mă, mis. Ok, haide. Aia zic, ești nebun și așa știm și ce minăm. Adică nu știu, e destul de interesant, frate, pe un chunk, pentru că poți să vezi extremitățile și poți să vezi ce se află pe păr, știi? Bine, acum nu zic că nu se află în interior, să mergem și în interior, că poate se află și în interior ceva. Oricum o să dăm și de cave-uri, ceea ce o să fie super mișto. Și parcă toată chestia asta face supraviețuirea asta într-un chunk mai șmecheră. Hai să luăm tot căulul. Bă, acum să sperăm că nu o să dăm de void, că dacă cad în void, măcar cred că avem apa. Deci apa măcar ne salvează. Ia, se duce până jos apa. Bă, se duce. Adică nu te poți plânge, gen. Bă, vezi că a intrat bine căulul ăsta aici, nebun. Ha, dar intra la fel de bine și aerul ăsta, gen. Mai mâncați aerul ăsta? Bă, fii atent că nu mă fac full aer în episodul ăsta și poate găsim și ceva diamonds. Da, oricum mai întâi trebuie să mergem să ne facem pickaxe-ul de iron. Da, vezi că ne descurcăm, ești de bun, adică nu e chiar așa rău. Gen, vezi că intră bine iron-ul ăsta. Opa.
Oh my god, bine, hai să nu mai trișiem așa. O să mindă manual gold-ul ăsta, n-avem nevoie. Cât iron am avem 8, putem să ne facem un turnă cop. Ne facem și full iron, poate găsim și niște diamonds. Aia zic, ești nebun. Pa, 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 pa. Ok, avem un pickaxe de iron. Bă, cred că o să ne facem și noi accesul în mină altcumva, sau nu? Hai că top aici. Wow, nice. Fii atent, o să mă opresc aici. Mamă, ia vezi cave-ul ăsta. Nu pot să cred că am lăsat tot căul în furnace. No, 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 deci așa nu se poate. Așa ceva nu permit, gen. Hai să iau căulul de aici din ăsta. Văd că s-a și prăjit. Nu, dar tata, trebuie să facem niște torțe, mă gândesc. Gen, ar fi destul de benefic dacă am făcut niște torțe ca să le punem în cave-ul ăla de jos. Ia, fii atent, catrizăm. What? Nu merge? Nu merge, bă, lol. Ok. Opa, așa și-am aterizat direct în cave-ul ăsta. Bun. Hai să punem pickaxe-ul aici, punem torțele aici, punem blocurile aici. Bun, hai să luăm iron-ul ăsta, pentru că, până la urmă, vorba aia, trebuie să ne facem și noi full iron. Adică, trebuie să avem și noi talentul nostru. Adică, nu degeaba sunt aici să lăm băiatul prețios. Luăm și gold-ul, hai, dacă tot e aici, ăla nu prea era accesibil. Aia zic, tată. Ia, și nu spune că e în fund, a, e în fundătură. E în fundătură, dar până la urmă e un întreg chunk, așa că cred că am mai putea să mergem așa și să minăm pe aici, să vedem ce mai găsim, sau să avansăm mai în jos, gen. Ha, ar fi și asta o chestie. Dar hai să o luăm pe aici, pe la apă, dacă tot. Nu o să mergem la stronghold, vă dați seama. Coal, nice, vezi că e bun ăsta. Bam, punem una așa. Să moară brabeți, ce era să mă duc, ești nebun, doamne. N-ați văzut nimic. Mamă, ia vezi mineshaft-ul ăsta, ești nebun. Ia vezi mineshaft-ul ăsta. Are spawner oare? Nu cred că are spawner. Cred că dacă avea spawner era jale până acum. Ia vezi mineshaft-ul ăsta. N-ai... Mamă, ce e acolo? Ești nebun la nether. Yo, opa. Opa, este așa. Nu, nu, a, ok, bun. Ia, da, bă, ești nebun, e spawner. Lumao. Ok, avem spawner. Spawn pig, spawn cow, fii atent că ne face mare fermă, ești de bun. Bine, aia zic, mamă ce am găsit aici. Ok, bun, hai să luăm toate astea. Mamă, avem sapling-uri, ce n-avem, ești de bun. Aia zic, tătis. Ok, o să renunț la lemnul ăsta, oricum se poate farma pe viitor. Bă, ești nebun, mamă, avem siduri. Dă-le în coat, tată. Avem și acacia sapling. Bă, cred că am vrea și niște acacia sapling. Am intrat niște acacia sapling. Și fii atent, acum o să mergem până sus și o să revenim, pentru că trebuie să le punem în chest, frate, că avem inventarul full. Mamă, 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 ce am găsit. Fii atent că dăm drumul și la o mega, mega fermă. Adică băgăm acolo niște animăluțe, știi, să avem și noi, să fie bine, să nu fie rău. Hai să luăm copacul ăsta care de-abia a crescut, practic, e nou născut ăsta, din e fresh, e de-abia scos din... din sapling, cum s-ar zice. Luăm ca să facem chest din el, pentru că trebuie să prelucrăm lemnul. Frumos, prelucrăm lemnul și cu ajutorul lemnului prelucrat putem să facem un double chest. Bine, aia zic, tată. Bun. Ia vezi aici că ne punem toate roadele. Avem și un golden apple, vezi că intră bine golden apple-ul ăsta. Dar nu prea avem mâncărică și fii atent. Cred că cu ocazia, un părgușor. Wow, dă mâncarea ta. Ok, mersi. Mamă, bucată de carne, cam sărăcie. Dar așteptăm să se prăjească, pentru că nu prea mai avem hunger. Și dacă tot mergem în mineshaft-ul ăla, trebuie să avem puțină mâncărică. Delicios. Ok, hai să mergem în mineshaft. Bun, cred că e puțin mai jos. Aici o să cobor, mulțumesc frumos. O să cobor la stația mineshaft. Bă, vezi că e clasic, ești nebun ăsta. Taci telefonele, taci din gură. Ok, nicio problemă, mă băteam cu telefonul. Ok. Mă, stai să nu bat, să nu cadă iron-ul pe afară că ne-am dus, gen. Mă, niște diamante pe aici, vedem și noi. Mamă, dacă am găsit aici în voi, s-a terminat șmecheria. Că eu încerc să mă fac aici full iron, gen. Și să găsesc și diamonds. Ăsta este scopul meu. Ok. Bun. Ia vezi lava asta aici, ești de bun. De obicei pe lângă lava se ascund și diamante. Asta vreau să vă spun ca un life hack, ca să-l știți. Deci de obicei se găsesc și diamante pe lângă lava. Opa, am găsit căl. Și de obicei pe lângă căul se află iron. Și pe lângă iron se află probabil lapis. Și lângă lapis se află diamante. Deci probabil silențioșilor o să avem diamantele legendare pe aici. Opa, se aude lava. Da, e lava de sus, deci nu vă panicați. Ok, fiți atenți, frații mei. O să fac o schemă super riscantă pe care nu trebuie să o faceți acasă. O să minez așa.
în părți. Bă, e posibil să reușim sau am reușit? Bă, suntem la bedrock, gen. Și nici măcar nu glumesc, efectiv n-am căzut. Oh my god, nu știu dacă le vedeți. Dă-te încolo, dă-te încolo, spune-mi că le vezi. Deci, spune-mi, te rog, că le vezi. Diamantele legendare! Let's go! Ok. Oh my god. Doamne, doamne, doamne. Diamante, frate, pe un singur chunk, pe one chunk. A, păi două diamante, așa, la mișto. Ai, cam înțeles, ești nebun. Nici o problemă. Opa! Nu cred, am găsit stronghold! Oricum știam că e aici, dar da, destul de mișto, ce pot să spun, am găsit și stronghold. Ok, ce mai vreau eu acum? Deci avem și diamante, deci dă-te încolo. Trebuie să mai luăm niște iron, după care mergem, ne facem full iron, ne facem și o săbiuță din diamondul pe care l-am găsit și punem animalele într-un grajd. Hai să urcăm cu apa asta pe care am pus-o, cred că cu asta putem să urcăm și suntem direct acasică. Let's go. Bă, am venit aici și ce se întâmplă? Mi-a bubuit tot. What? E ruinată insula. Holy. E zombie aici. Doamne, mi-a ruinat totul, bă. Oh my god, mi-a ruinat tot. Oh my god, frate. Ok, omoară oaia asta. Bun, hai să punem tot iron-ul la prăjit. Tătis, cred că putem să ne facem armură full iron. De fapt, sigur putem să ne facem armură full iron. Bă, frate, s-a distrus totul pe aici, gen. A bubuit un creeper sau ceva. Firea al naibii de creeper să fie. Ok. Mori oaie. Bun. Păi, hai să facem un felul următor. Luăm niște. Actually, n-avem un topor, așa că trebuie să ne facem un topor. Și trebuie să mai plantăm niște sapling-uri. Dar n-am niciun sapling de oak. Ah, uite chiar aici unul. Scuze, domnul măgar, îmi pare foarte rău. Ok, uite aici al sapling. Bam, la plantație. Trebuie să facem niște fence-uri cu un gate ca să putem să punem niște porci. Și cu tot round-ul ăsta aici, what? Lol. Nautilus shell? L-a dropat? Double lol, l-a dropat. Ce tare, ești nebun. Bun, deci ne-am băgat aici la mega producție. Două fără de sur, unul cu mâncare, unul cu iron. Ne facem full iron. Bun, fii atent, băgăm așa o căscuță. Băgăm așa un chest plate. Băgăm niște botoși și mai trebuie să ne facem pantalonașii. Ok, bun, între timp am făcut câteva fence-uri și un gate ca să putem pune primele noastre animale. Pentru a să o zărească să dăm copacul ăsta la o parte. Nu o să facem ceva extra, ultra, mega mare. Mai avem nevoie de niște fence-uri, ceea ce e o problemă, pentru că nu mai avem lemn. Și cred că o să începem să luăm din casa asta provizoriu până una alta. Și o să le punem noi înapoi, gen. Promit că o să le pun înapoi, gen. What the fuck, am ceva pe pop filter. Sper că n-a fost ăla așa ceva tot clipul. Apropo, nu uitați codul salem pe energiile pentru GFuel în România, 12% reducere cu codulețul meu. Ok, fence. Asta s-ar putea să-mi ajungă. Ok, asta s-ar putea să nu fie cea mai bună chestie pe care am făcut-o cel puțin anul ăsta. Ok, te bă. Aha, ok, nice. Tu să nu intri acolo. What the? A început ploaia, lol. Ok, păi hai să putem porcii, că și e mai mulți. Punem așa, 1, 9, 3, 4 bucăți. Avem 4 porci acolo. Hai să ne facem și full iron, dacă tot, ca să putem spune că în episodul ăsta chiar am făcut ceva pe one chunk. Bam, bam, bam. Ok, și a început ploaia, mergem rapid în casă. Și cam atât și cu acest episod, cam atât și cu această distracție. Dacă vă vreți episod din continuare, nu uitați să dați un like. Eu am fost Alexandru și pa, și pa.